Dragii mei, numele meu e Cătălin și în cele ce urmează vă voi prezenta câteva date despre originea câinelui. Sunt crescător de câini, așadar iubesc din inimă animalele și doresc pe această cale să împărtășesc și celorlalți oameni din jurul meu ceva cunoștințe despre acest domeniu, pot spune minunat. Am un câine, Golden Retriever, la care țin foarte mult, îmi place această rasă de câini și nu numai, iar în unul din episoadele ce vor urma pe YouTube, pe multidimensional, vă voi prezenta mai multe. E de fapt o cățelușă pe care o cheamă Ela, are circa 8 luni și ea e motivul pentru care am intrat să postez despre câini, pisici, etc., dar și despre alte animăluțe dragi nouă, iubitorilor de animale. Pe multidimensional vă voi prezenta aproape toate rasele de câini detaliat, începând de la origini, din cele mai vechi timpuri până astăzi, cum să vă alegeți un câine, cum să-l creșteți, cum să-l dresați și tot felul de lucruri utile, atât dumneavoastră în calitate de crescător și iubitor de animale, cât și prietenului drag, vouă, adică cățelușului, eventual pisicuței sau altui animal de companie. Dar acum să nu mai lungim vorba și să trecem la fapte. Acum, aici, în acest episod, vă voi prezenta originea câinelui și vom începe cu strămoșii ai câinelui din Paleolitic. Originea câinelui merge, logic, la cel mai vechi carnivor cunoscut, așa numitul creodont, care a trăit la sfârșitul erei secundare și a fost contemporan cu dinozaurii. Din acesta s-a format Miacis, un animal din care o ramură duce direct la pisicile de azi, iar alta, suferind mai multe mutații, ne va duce și la câine. Acesta din urmă a fost Cynodictis, carnivor ce a trăit în era terțiară acum circa 60 de milioane de ani și la care s-au menținut corpul lung și picioarele relativ scurte, ca și la Miacis. Acest Cynodictis nu mai stătea pe coadă, ci pe degete și avea deja o dantură formată din 42 de dinți, ca la carnivorile de azi. Caracteristic tuturor carnivorilor, avea fața scurtă și lată, dinți ascuțiți, un stomac mare și intestin scurt, spre deosebire de erbivore, care au dinții teșiți și intestin lung. Ramura ce se dezvoltă din acest carnivor, evoluând prin cinodesmus, ne conduce la mijlocul terțiarului, în Miocen, la Tomarctus, considerat a fi strămoșul canizilor, deci și al câinelui de astăzi, fiind foarte asemănător cu aceștia. Evoluția din Tomarctus în Canidae, un proces în care s-a petrecut saltul uriaș în ceea ce privește inteligența, a avut loc la finele terțiarului și iată ne ajungi la formarea familiei canizilor, din care fac parte câinele, șacalul, lupul și vulpea, iar până nu de mult era considerată ca făcând parte și hiena. Iată-ne deci în punctul în care putem să considerăm câinele ca făcând parte din clasa maniferilor, ordinul carnivorilor, aparținând familiei Canidae, sub familia Caninae. Cercetătorii în domeniul canidelor au înființat mai multe teorii despre originea câinelui, pe care le-au studiat, iar apoi eliminat rând pe rând pe cele care nu coincideau cu originea cât mai aproape de adevăr a câinelui. Au existat la început 6 teorii ale originii câinelor, dar acum vi le voi prezenta pe rând mai detaliat pentru a le înțelege. Prima teorie ar fi că, virgulă, câinele s-ar fi tras din hienă. Ulterior, această teorie a fost contestată, fiindcă hiena naște puii cu ochii deschiși, imediat după ce au fost născuți umblă, iar la câteva ore se și bat între ei. Nu se pot încrucișa cu câinii și nu sunt prolifici unul cu altul. Deci această teorie cade. A doua teorie e că s-ar fi tras din strămoși ca șacalul. O teorie susținută și de Darwin, dar ulterior contestată de cercetători, fiindcă există diferențe mari ale craniului, iar caracterul șacalului e puțin asemănător câinelui, iar împreună fac pui foarte rar. Deci și această teorie nu e credibilă. A treia teorie a fost că vulpea e strămoșul câinelui, dar a fost și ea eliminată ulterior, fiindcă vulpea naște la 50 de zile, iar câinii la 59-65 de zile. Pupilele la câini sunt rotunde, iar la vulpe ovale și se închide vertical. Vulpea are coada mult mai lungă decât capul, iar număr de cromozomi este diferit. Vulpea nu poate fi domesticită, deci și această teorie nu a fost credibilă.
A patra teorie e că originea câinilor s-ar trage din câinii sălbatici, dar și această teorie a fost desființată ulterior prin cercetări aprofundate. Câinii sălbatici au un tren posterior mai căzut, urechi drepte și, în general, botul ascuțit și trăiesc în apropierea omului, dar nu cu el. Exemple sunt Dingo în Australia, Dole și Boansu în India, Paria în Brazilia și Asia. A cincea teorie e teoria pluralității originii, dar și această ipoteză, ca și celelalte anterioare, e destul de improbabilă, fiindcă există diferențe mari de comportament între șacal și lup. A șasea și ultima teorie, care e și cea mai veridică, e că, virgulă, câinele se trage din strămoșul lui lup. Această teorie e cea mai credibilă, fiind dovedită științific. Urmele lupului au fost regăsite pe tot cuprinsul globului. Câinii cu lupii sunt fecunzi între ei și există o mare asemănare a cutiei craniene. Se comportă la fel, sau mai bine zis, aproape la fel, în multe situații. Cercetătorul american J.P. Scott, dar și cercetătorul german F. Zäuner, au ajuns la concluzia finală că puii de lup capturați de mici devin sociabili și blânzi ca și câinii de astăzi. Câinii au simțul ierarhic al șefului de turmă, sensul teritoriului atribuit familiei și curățirea locuinței specifică lupoaicei. Decisiv însă sunt recentele cercetări biochimice, genetice și anatomice referitoare la craniu, la dinți, schelet, marile aparate și cromozomul ambelor animale, care conduc la certitudinea finală că lupul este strămoșul câinelui. Această transformare s-a produs acum circa 20.000 de ani, când el s-a integrat în viața oamenilor. De atunci și până acum, inclusiv, noi oamenii ne bucurăm, trăim împreună cu aceste patrupede dragi nouă. Câinele e cel mai bun prieten al omului, un ajutor important al celor lipsiți de vedere, al celor bolnavi de diferite boli, și un relaxant al omului, natural, aș putea spune, etc. De aceea îl iubim cu toții. Deci strămoșul câinelui e lupul. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube, multidimensional, canalul prietenilor noștri dragi, animăluțe de tot felul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Eu sunt Cătălin și până data viitoare,